Klaus Iohannis a stârnit multe comentarii când a participat la o conferință organizată la Palatul Élysée de la Paris împreună cu alți șefi de stat. Gestul pe care președintele României l-a făcut față de Emmanuel Macron nu a rămas netaxat. La începutul acestei săptămâni, în Paris, a avut loc o reuniune de lucru cu mai mulți lideri de stat pentru a discuta despre stadiul războiului declanșat de Rusia în Ucraina și despre modalități concrete de a continua sprijinul oferit celei din urmă țări în circumstanțele de față. Peste 20 de șefi de stat și de guvern europeni și alți oficiali occidentali s-au prezentat la Palatul Élysée la invitația președintelui Macron într-o mișcare de susținere a Ucrainei. Rusia a primit astfel un semnal că europenii sunt chiar și după aproape 3 ani de război de partea Kievului. Klaus Iohannis a stârnit numeroase comentarii în spațiul public după apariția lui la Palatul Élysée. Președintele României a apărut în mod surprinzător nespus de fericit, ar spune unii chiar distrat. Asta pentru că nu a mai ținut cont de reguli și a încălcat protocolul chiar în fața camerelor foto. Gestul pe care președintele Iohannis l-a făcut în fața Palatului Élysée față de omologul Emmanuel Macron a fost imortalizat de fotografi. Șeful statului a încălcat protocolul, indicând cu degetul mare semnul OK. Un astfel de gest este interzis la întrunirile politice și nu degeaba. În unele țări ale lumii, gestul degetului mare ridicat are înțelesuri diferite de cele interpretate de românii. Unii îl folosesc pentru a indica o aprobare, ca semn de bun augur, însă pentru alții acest simbol reprezintă o insultă, având un sens ordinar obscen.